Nu-i înțeleg pe bătrâni. Se trezesc dimineața de vreme și stau la geam câte ziulica de lungă. De nu mai putem să venim bez de la crâșme că ne vădește. Nu mai putem trăi din pricina lor. Să construim un bloc doar pentru ei. Un turn Babel al muțenii. Un ghetou al pensionarilor cu cimitir de jur împrejur. Sau mai bine să construim un oraș al lor în care singurul vizitator, poștașul, să creeze cor dimineața pe străzile pustii. Să nu ne mai vadă, să nu-i mai vedem, să nu ne mai fie rușine, să nu ne mai fie rușine. Dar pe de altă parte mă întreb, totuși, ce văd atunci când li se încrețesc frunțile și privirea lor doare? Cu siguranță nu la noi se uită. Îmbrăcați sărăcăcios, preferă să nu fie văzuți. Se ascund după perdele groase, rămase din zestrea tinereții. Ar merge poate la plimbare, dar n-au cu cine. Partenerii lor de tristețe umblă pe alte cărări, iar cei pe care îi mai au sunt departe. Și atunci nu-i înțeleg după cine se uită dacă nu cunosc pe nimeni în orașul acesta. Poștașul vine rar, cu pensia sau cu vreo scrisoare, de la Eon sau Electrica. Uite cum stau rezemați cu coatele în pervaz ca și cum ar fi vii. Uite, mișcă uneori. Mai deschid câte o fereastră din afara cavoului de beton cu multe etaje în care au fost zidiți de indiferența noastră, respiră cu poftă aerul în care mulțimea se scaldă și asta le ajunge un timp. Dar nu înțeleg după cine se uită, nu înțeleg de ce. Și întrebându-mă de ce bătrânii stau la geam toată ziua, nu observ timpul cum trece și stau tot mai mult la fereastră. Perdelele nu mai sunt la modă și mă întreb speriat, noi după ce ne ascundem când singurătatea ne va căuta mai des și bețivii din cartier nu mai pot trăi din cauza noastră. Bravo!